Bună ziua! Iată, cu un sentiment de mare pietate, sărbătorim, că nici nu știu cum să zic, că marcăm nu, dar sărbătorim ca iarăși o tradiție frumoasă în azilul de persoane în etate Șoldănești, ziua persoanelor în etate. Și, într-adevăr, e o tradiție frumoasă, deoarece noi am combinat-o. Să zicem că persoane în etate, aici nu suntem numai persoane în etate. Aici se regăsesc multe persoane în floarea vârstei, adulte, care pot să mai regăsească în viață. De aceea noi am combinat-o și am făcut o sărbătoare frumoasă, care am numit-o Ziua Ușilor Deschise în azilul Șoldănești. De aceea le zicem bun venit tuturor oaspeților care ne-au onorat prezența și au găsit timp liber să fie în rândul nostru și să petrecem această frumoasă sărbătoare. Eu aș vrea să încep sărbătoarea noastră cu un minut de reculegere, un omagiu adus omului care deja este trecut în iad, numit Matkovski Vadim Leonidovici. Deoarece merită pe deplin acest om care, fiind la o vârstă înaintată, la vârstă de pensionare, a acceptat totuși acest post care eu l-am preluat și astăzi îmi dăm seama că nu este atât de simplu un om care să regăsească la așa o funcție. De aceea, omul care a adus contribuția la dezvoltarea acestui serviciu, ne stă bine să îl onorăm cu un omagiu și un minut de reculegere. Vă mulțumim mult, domnule Leonidovici! Aș vrea să-l mulțumesc frumos din suflet tuturor celor care au contribuit la reparare destul de capitală aproape, că n-ar fi fost posibil toate intențiile și planurile mele, câte le văd și mi le formez, dacă nu aveam să am alături Consiliul Raional, toți consilierii care ne-au susținut și am petrecut această reparație și chiar reformă în diferite bloc alimentar, băi, datorită susținerii dumnealor. De aceea, dați să-i aplaudăm și să le mulțumim. N-ar fi fost posibil să ieșim astăzi dacă n-ar fi fost colectivul meu de oameni, de angajați, nucleul care l-am constituit de oameni atât de harnici, mărinimoși și chiar profesioniști. Harnici, vă zic mulțumesc tuturor, vouă, colectivul meu care mă însoțiți toată ziua în lucrul meu și în planurile care mi le pot atinge și le pot realiza. Dați să-i aplaudăm și pe ei. Cu o mare sentiment de stimă și gratitudine, aș vrea să-i ofer cuvântul președintelor raionului, doamna Svetlana Rotundu, care este oaspetele noastre. Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să salut directorul acestei instituții, pe doamna Felicia Catârnici, pe consilierul raional, domnul Giumbere Todua. Vreau să salut în mod deosebit și acești bunici grijulii pe care îi văd alături de dumneavoastră și, în general, pe toți cei care astăzi ați decis să veniți la azilul de bătrâni din orașul Șoldănești pentru a consemna această zi a persoanelor vârstnice, Ziua Internațională a Persoanelor în Vârstă. Așa cum a menționat și doamna director Felicia Catârnici, în azilul pentru bătrâni și persoane cu dizabilități din oraș se regăsesc nu numai persoane vârstnice, dar și persoane cu deficiențe locomotorii sau cu alte deficiențe. Nu este ușor să activezi într-o așa instituție, nu este ușor nici pentru cei care sunt angajați, nu este ușor nici pentru dumneavoastră în calitate de beneficiari a acestui azil. Cu prilejul acestei zile, eu cred că fiecare trebuie să țintim atenția noastră către persoanele vârstnice, către persoanele care au activat o viață întreagă, care ne-au servit și ne servesc în continuare exemplu, exemplu de verticalitate, exemplu de dragoste de muncă, exemplu de dragoste de țară. V-a adus pe dumneavoastră, cei care sunteți astăzi în azil, v-au adus diferite circumstanțe.
Dar eu știu și văd că cu nimic situația dumneavoastră nu se deosebește de situația de acasă. Ba mai mult, aici s-au creat condiții mai deosebite decât erau cu câțiva ani în urmă. Și aceasta este datorită faptului că directorul azilului, doamna Felicia Catrinici, este foarte insistentă, știe a deschide ușile, știe a depune cereri de finanțare către diferite instituții donatoare din Republica Moldova, dar și instituții internaționale. Astfel, știu că în azilul pentru bătrâni, aici, în instituția noastră, s-au schimbat geamurile, s-au schimbat ușile, datorită unui proiect ambițios care a fost adus aici de către doamna Felicia Catrinici. Pe această cale eu vreau să-i mulțumesc doamnei Catrinici pentru faptul că este destul de insistentă, este foarte responsabilă și a făcut în așa fel ca situația din azil să se îmbunătățească cu mult. Eu vreau chiar să vă felicit pe dumneavoastră, fiindcă, așa cum a spus și doamna director, nu știm cum să zicem că e o zi de sărbătoare, că e o zi de, eu știu, de omagiere a persoanelor vârstnice. Oricum, eu vreau să vă felicit pentru faptul că sunteți beneficiari acestui azil. Fiindcă aici vă este bine, aici primiți toate serviciile de care dumneavoastră aveți nevoie. Vă bucurați de tot ceea ce vă oferă viața. Chiar și dacă nu sunteți acasă, chiar și dacă nu sunteți lângă cei care ar putea să vă ofere acea dragoste familială, care ar putea să vă ofere acea liniște sufletească, care ar putea să vă ofere, de ce nu, și dragostea lor. Vreau să felicit pe toată lumea care a ajuns la o vârstă înaintată. Și vreau să vă îndemn să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, fiindcă ea este cea mai importantă pentru viața omului. Doamna Felicia, eu v-am înaintat cuvinte de gratitudine și de mulțumire pentru ceea ce ați reușit să faceți pentru această instituție, pentru faptul că ați știut să aduceți proiecte importante și ambițioase pentru azilul din orașul Șoldănești și să vă doresc succese pentru viitor și să fiți atât de responsabilă și atât de ambițioasă încât să aduceți și alte proiecte aici, fiindcă am discutat cu dumneavoastră și știu că planurile nu vi s-au oprit și ideile nu s-au oprit doar aici. Vă mulțumesc și felicit încă o dată pe toți cei care sunteți la o vârstă înaintată. Vă doresc să aveți parte de multă sănătate, de realizări frumoase și de mulțumire sufletească. Vreau să menționez că sunt alături de domnul consilier raional Jumberi Todua, care de fiecare dată este atent și prin cererea care a depus-o la Consiliul Raional, noi am alocat o sumă de bani care a oferit posibilitate să vă aducem câte ceva în dar astăzi. Cadou destul de consistent. La... Secret. Secret. Dar vreau să fiu curioși. Cu cuvintele acestea, cu sentimentul de mulțumire pentru cuvintele care ne le-au onorat doamna Svetlana și ne-a spus, îi oferim cuvântul și lui domnul Dumnezeu Luchic și îi mulțumim preventiv pentru întotdeauna, pentru inițiativa frumoasă și că ne este alături de sărbătoare. Stimate doamne președinte, stimați prieteni, сегодня широко отмечается Международный день пожилого человека. В многих государствах мира, тем более нашей республике. Я имею сведения, вчера, позавчера прошли ряд мероприятий в наших селах на хорошем уровне. Сегодня данное мероприятие мы проводим, как всегда, вот встречаемся с вами ежегодно, благодаря поддержке и помощи председателя района, консилиума района, у нас мы привезли вам неплохие подарки, которые сейчас вручаем вам. Поэтому от имени Совета ветеранов района,
лично себя. Хочу сердечно поздравить вас этим днем, пожелать вам крепкого здоровья, еще раз здоровья, благополучия в жизни и всего наилучшего. Я понимаю, допустим, задача наша, задача настоящего поколения, не только сегодня, а и в будущем, надо заботиться о пожилом человеке. Почему? Потому что больше богатства нет в мире. Вы все сделали для того, чтобы мы жили нормально и соответственно. Мы, когда постареем, тоже будем продолжать эту традицию. Другого выхода нет. Здоровья вам и счастья в жизни. Deoarece toți care sunt prezenți alături de noi, toți sunt oaspeți, iubiți, așteptați, doriți. Fiecare, expuneți câteva cuvinte ar fi binecuvântate. Vă rog, dați. Doamne, permite, stimată doamnă președinte Raiunul Șoldănești, stimată doamnă Felicea, gazda acestei instituții, domnul Jumier. Am o deschidere plăcere să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, dar și de cei mai bravi, cei mai respectați oameni ai societății sunt anume persoanele de vârsta a treie, sunt bunicii noștri, dacă pot să spun așa, într-un cuvânt în general. An de an a devenit o tradiție la noi, Republica Moldova, ca să fie organizată și desfășurată sărbătoarea de ziua persoanelor în etate. Cu acest prilej am deosebită plăcere să vă urez de sănătate, de voie bună, de căldură, pentru că doamna Felicea cu siguranță are nevoie, are grijă să vă ofere această căldură și vă urez ca toate clipele trăite aici împreună să fie ceva frumos. Nu în ultimul rând, vreau să vă spun că sunteți tezaurul nostru de la care putem învăța multe lucruri frumoase, de care eu și toți ceilalți care suntem aici prezenți, avem onoarea și avem posibilitatea astăzi să vă mulțumim cu pietate și să ne mândrim pentru că sunteți anume piatra de temelie a societății de astăzi. La mulți ani, fericire și căldură alături de familia, mica voastră familie de aici. Succes remarcabil de doamnei Felice, care are un aport foarte mare către dumneavoastră și se zbate din răsputeri ca să vă ofere tot ce este mai bun și mai comod pentru dumneavoastră. Însă noi, Inspectoratul de Poliție Șoldănești, vă urează, din partea conducerii, vă urează cele mai calde și sincere urări de bine. Ori de câte ori veți avea nevoie, noi suntem la dispoziția dumneavoastră, nu numai în cazuri excepționale, dar chiar și la o vorbă bună, la o ceașcă de cafea, pentru că noi suntem deschiși pentru comunicare, suntem deschiși pentru toți și ne-ar onora ca să fim solicitați, să venim aici și să discutăm cu dumneavoastră. Fiecare persoană, fiecare bătrânel în parte are o istorie destul de bogată și cred că și pentru noi poliția va fi ceva util ca să discutăm, ca să avem onoarea să discutăm cu dumneavoastră. Eu vă mulțumesc și în semn de recunoștință și toate meritele care le-a adus doamna Felicea, noi o să îi oferim o diplomă și o să rog doamna președinte Bunicii Grijulii să ofere această floare din partea Asociației Bunicii Grijulii la noi din Șoldănești. Vă rog, vă apropiați. Și dați dovadă de înțelepciune, ceea ce este respectat la nivel de glob, la nivel de omenire. Sănătate și cele bune, realizări frumoase. Mulțumesc foarte! Și sănătoasă! Să munceți pentru bine beneficiarele. Și în continuare, dacă îmi permiteți, noi am venit din partea Inspectoratului de Poliție Șoldănești, am venit cu un ansamblu nostru din Raion ca să facă o atmosferă plăcută de sărbătoare, dar cred că un pic se rețin. Între timp, cineva, dacă mai dorește... Da. Scumpi beneficiare zilului de bătrâni din Raionul Șoldănești, mulțumați, invitați! Felicitări cu ocazia zilei din 1 octombrie, ziua oamenilor etate. Eu când am intrat aici, imediat am făcut așa o retrospectivă
și am văzut acești beneficiari cu minți, răbdători, ascultători. Să mulțumiți Bunului Dumnezeu că Raionul Șoldănești funcționează acest azil de bătrâni, unde sunteți cazați, sunteți aici primiți cu bunăvoință și tot. Aveți de mâncare, este călduț, este personalul foarte bun și se vede într-o dată. De la intrare, da, da. Reparații s-au făcut. Să mulțumiți Bunul Dumnezeu că aveți unii vă unghirii aici și citiți fața dumneavoastră și în ochii dumneavoastră. Fiecare ați avut în viața dumneavoastră, greutățile, necazurile. Numai Dumnezeu și dumneavoastră le știți. Dar dacă s-a întâmplat așa, să mulțumiți că ați avut parte, să veniți aici, să fiți liniștite, să fiți hrănite și să fiți cu căldură sufletească câte zile ne-a dat Bunul Dumnezeu. Mulțumim! Poftim cu ei! Doamna Felicia, o cunosc mai bine pe aici. Eu, de pildă, am lucrat cu Dumnezeu să-l ierte domnul Matkovski, că sunt președintea organizației la Bătrânii Cotrujeni și am lucrat cu domnul Vadim Leomidovici la 80 de ani și el stătea acolo în partea cealaltă. El avea grijă că la anii ceia nu prea, așa că mulțumim Dumnezeu să înțeleg pe dânsul, noi să trăim și să fim conștiința curată și să mai trăim cum mai trebuim. Să ne bucurăm de viață. Tare scumpă și tare scurtă. Dar viața este viață, trebuie trăită. Mulți ani înainte și să fim sărători să ne întâlnim și alu cu toții. Da. Oferim cuvântul tuturor oameni. Orice cuvânt. Ei de mine poate s-o obosit, să zicem așa. Eu de la Cotrujeni, da. Mă sunt de mine spate persoane și eu vor fi din toții. Poți, care vrea cineva, poți, plăcere. Mă rog, asistență, stimat doamnă președinte, doamnă șefă, instituții, dadii. Republica Moldova a devenit tradițional ca ziua din 1 octombrie, sărbătorim Ziua Internațională a Persoanelor Orientate. Din partea Inspectoratului de Poliție Șoldănești și Ministerul Afacerilor Interne, venim și noi cu un mesaj de felicitare, dorind o multă sănătate, pașii, trăiei de caracter și cere bune. Și fie ca asta zi să rămână în memoria dumneavoastră, să știți că nu sunteți chiar atât de singuri pe lume. Suntem și noi alături de dumneavoastră și nu uităm. Noi vă dorim mult sănătate și o zi bună! Bună ziua! Noi astăzi, din partea Ansamblului Folcloric Țărâncuța, vrem să vă dorim multă sănătate, multă fericire și multă bucurie. Vă felicităm cu această zi frumoasă și vă dorim ca Bunul Dumnezeu să vă aducă în inimile dumneavoastră liniște și pace sufletească. Iar noi, la rândul nostru, am venit cu un buchet de melodii frumoase, care dorim să vi le aducem în dar dumneavoastră. Audiere plăcută! Sufletul a răsărit.
cu skinny boxing. Camera boxing. Mama, și-ntulci, uimitor, eva trăgător, rostim-l cu mântor, mama! Noi
drum de fer prin tine, asta înseamnă foarte bine. Oh,
acasă. Te iubesc la nesfârșit, dulce.
zice mamă. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Ca voluntarii să vină la noi tine, cred că ne-a reușit. Pentru că măsura care am planificat-o a avut un scop mai profund și mai adânc. Am vrut ca, într-adevăr, interacțiunea asta dintre generații să se treacă. Și mergeți, mergeți în teritoriu și spuneți că aici sunt 25 de beneficiari, de bătrânei, de oameni atât de frumoși, atât de bunicei, care așteaptă să mai meargă în familie, să meargă la frați, la surori, chiar la verișori, pentru că ei sunt și ei a noștri, ei nu-ți veniți de undeva din univers. Ei sunt oameni dintre noi și au familie de undeva. De aceea mi-a fost scopul destul de adânc când am făcut colaborare cu colaboratorii poliției. Că dumnealor, cumva să găsească niște modalități ca aceste persoane să fie, să mai meargă în familie, că foarte mulți dintre ei au frați, au familie. Cu aceste cuvinte, poate nu atât de festive, cu o notă așa de regret, îmi cer scuze dacă nu a fost poate pe placul cuiva, îi ofer cuvântul șeful direcției asistență socială. În toată Republica Moldova sărbătorim, să spunem că e sărbătoare mare, nu putem, dar ziua persoanelor iertate. Vreau să menționez și să aduc mulțumiri conducerii azilului pentru petrecerea și organizarea acestei sărbători. Într-adevăr, aceste zile
Într-adevăr, scopul nostru principal este de a ajuta acei bătrâni care n-au un loc de trai, n-au un loc călduț și noi avem ca atare scopul principal ca să-i adăpostim pe așa oameni. Dar cum a raportat și directorul azilului, fiecare din noi, necătând că suntem etate, necătând că suntem tine, avem rude, avem părinți, avem frați, care ar trebui, ca așa e pus la omenire, ca să avem grijă unul de altul. Adică, dacă am nimerit sau suntem adăpărțiți în acest azil, înseamnă că pe o perioadă, nu de toată viața, dar o perioadă determinată. De a ne încădra în familia biologică, deoarece cât de bine nu ar fi în azil, cât de bine n-am organizat noi lucrurile, totuși se știe de prin lumea, cel mai bine este în cadrul familiei. Eu vă doresc dumneavoastră și la conducerea azilului și la personalul azilului, care au un lucru enorm și foarte greu, multă, multă sănătate, vă doresc succese în continuare, în lucru și la mai mult și la mai mare, așa spun moldovenii. Și încă o dată, care ne ascultă, să nu uite, să nu uite de voi, să nu uite de cei bătrâni și să se gândească că să fii tânăr niciodată nu ai să devii, dar să fii bătrân, fiecare o să fie. Așa cum este uiți la acești bătrâni, așa o să uiți și la tine cineva care din generația tânără care este. Încă o dată, mulțumesc! Să rup scuie două opinii. Ia-mi de rău, că-i mă am picioare frumos. Spune, eu văd, mă, te spui, dar nu te unde toată lumea. Mulțumim mult pentru următura din ei. Tare mult să luți, tare mama, tare mult, alearm, tare mult, ne sunt, tare mult, ajută. Noi nu suntem de ei, spus să mie, nu de ei. Mulțumim frumos colectivului, cu doamna care ne prezintă așa un concert frumos de suflet, că două beneficiari au început să plângă, că doamna se doamna văzut. Așa. Dar vreau să vă adresez dumneavoastră așa, poate cineva din dumneavoastră n-au avut copii și nu a avut sprijin și nu. Dar poate sunt din dumneavoastră, eu nu vă cunosc, care poate au copii, poate trăiesc bine, poate au și mașini. Și din diferite motive v-au adus aici. Dar vreau să vă spun, peste ani de zile, nu da ras, ca să iei cu vârf. Și o trebuie să plece și să creadă părinții, că dumneavoastră ați crescut copii au nepoți, așa ca fetele astea tinerele care le vedeți aici, și vă plânge inima că nu sunteți în preajma lor. Da, să mulțumiți Bunului Dumnezeu, sunteți aici, în încăperi, în căldură, toate beneficiile așa cum este, cum le să mulțumim doamnei directoare, doamnei președinte de Raion, doamna Rotundă, care își pune totdeauna umărul ca aici să fie un... Mulțumim mult să fie. Așa-i? Acum. Dar de unde ești batac, parcă ești mie, ca mine, că vă bun. Nu, lăsați-mă, cine poate să-mi dea asta?
Să-ți plăcere.